O echipă de control de la Agenția de Dezvoltare Sud Muntenia s-a aflat în ultimele zile pe șantierul pasajului rutier Aerian de la Podul Viilor din Pitești specialiștii au făcut câteva obiecții cu privire la proiect, stabilind și când va avea loc recepția investiției. Autorităților locale li s-a pus în vedere ca în cel mai scurt timp să amenajeze spațiile verzi dintre cele două sensuri ale pasajului și de la sensul giratoriu din calea București. De asemenea, firma constructoare trebuie să desfințeze șantierul și să mute mai multe grămezi de pământ din zonă. Așa cum a anunțat și viceprimarul Cornel Ionică, pasajul va deveni funcțional în circa două săptămâni, iar în luna aprilie va avea loc recepția finală a lucrărilor. Până atunci va fi permisă circulația mașinilor pe pasaj pentru a se vedea care sunt eventualele deficiențe și ce mai trebuie pus la punct.